Prichindeii de la creșa numărul 2, Piciorușe Vesele din Oradea, au fost surprinși miercuri 17 februarie de vizita unui ghiocel, cea mai frumoasă și gingașă floare a primăverii. Cu acest prilej, copiii au fost încântați să afle cum, ajutat de razele soarelui, ghiocelul și-a scos capul firav de sub zăpada groasă. Ghiocelul a poposit în mijlocul copiilor, însoțit de Peter Pan și Tinker Bell, care i-au ajutat pe micuți să confecționeze fiecare câte un ghiocel pentru mama lor. Bucuria și buna dispoziție au pus repede stăpânire pe micuți, care, drept răsplată pentru surpriza pregătită, au cântat și au recitat poezii despre gingașa floare, lăsând la o parte emoțiile și timiditatea.